Îi cunoașteți, nu? 20. Așa, fratele Sorin și-a făcut intrarea. Da, poate că v-ați obișnuit cu ei și nu vă așteptați să fie la mărturie în seara asta nici ei. Da. I-am luat foarte din scurt i-am luat, l-am sunat astăzi pe Sorin, cred că nici nu știu cât era, 3, 4, nu, nu. 12, 1, 12 cam așa, 12, 1. Da, în jur de ora 12 l-am sunat pe Sorin, Daniela era la lucru, da. Nu putea să vorbească, mai târziu a aflat și ea că astăzi sunt programați la mărturie. M-am bucurat că au acceptat să vină astăzi, deși vorbisem cu Sorin și Sorin, gândindu-se la Daniela, mi-a zis dacă sora Daniela consideră că are prea mari emoții, o lăsăm pe data viitoare. Însă au ales și au decis împreună să vină chiar astăzi, pentru că ei au o mărturie foarte, foarte, foarte faină. Îi vedeți ca oameni frumoși, binecuvântați, dar n-au fost așa. Asta vreau să vă spun. Oamenii ăștia n-au fost atât de plini de pace, de zâmbitori și nu vă garantez că n-ar fi arătat așa. Ar fi arătat ca niște oameni distruși de vicii, nici nu se știe dacă mai erau împreună, era foarte posibil să nu mai fie împreună, ci separați din cauza unui divorț. Diavolul cu siguranță multe rele ar fi făcut în viețile lor, prin păcate, bineînțeles. Masca diavolului este păcatul. Oamenii spun, dar unde-i diavolul? Nu-l vedem pe diavolul. Îmi spun mulți oameni, a, bă, lasă-mă cu prostiile astea, cu diavolul, cu satana, cu demonii. Dar masca diavolului este păcatul omenesc. Înainte să vă las să vorbiți, pentru că au foarte multe să vă zică și poate nu știu dacă auziți, dar Sorin își drege deja vocea, se pregătește să vă vorbească. Vreau să vă spun că eu am fost învățătorul la școală duminicală al Danielei. Da? Așa este. Știu că n-ar părea, da? Eram destul de tinerel și eu când eram învățătorul tău la școala duminicală. Însă, haideți să vedeți cum stau lucrurile. Am copilărit într-o biserică, spun că am copilărit într-o biserică pentru că chiar am petrecut foarte mult timp din copilăria mea într-o biserică penticostală, neoprotestantă din Berceni, din cartierul Berceni, ceea ce a fost salvarea copilăriei mele. Acolo am slujit în fel și chip, prin laudă și închinare, prin cântare, prin îndemnuri, prin cuvânt și inclusiv la școala duminicală. Știți că și noi avem școală duminicală în sensul că îi învățăm pe copii din Biblie. Daniela era eleva mea la școala duminicală. A crescut, a devenit adolescentă și de acolo, Daniela, ce s-a întâmplat? Că dintr-o dată, brusc, nu ne-am mai întâlnit, ai dispărut așa din cadru. Ce te-a furat? Păi să spun așa pe scurt, un băiat. Un băiat. Un băiat. Totul a început de acolo, bineînțeles necredincios. Și de acolo un pic înfumat, curvie și așa mai departe. Te-ați mulți din biserică? Da, n-am mai venit la biserică, am renunțat de tot și... ușor, ușor, de fapt, foarte rapid, am ajuns în gheara diavolului. Dar tu consideri atât de grav este fumatul ăsta, curvia, pentru că lucrurile astea, cine ne ascultă acum, mai ales oamenii care ne ascultă pe internet, apropo, puteți să dați share pe Facebook la live-ul nostru, cine ne ascultă pe internet acum, n-ar zice că e atât de periculoasă curvia, ce mare lucru, toată lumea își găsește un băiat și trăiește, mă refer la fete, bineînțeles, și își trăiesc viața în curvii și îl schimbă și altul și altul și altul, fumează, beau, se droghează. Adică lucrurile astea au devenit normale în societate, normale. Ce s-a întâmplat? Ce au adus în viața ta lucrurile astea? Nu știu sigur ce a adus. A fost o ispită, dar totul a început cu un băiat, cum am spus, un pic de fumat și de la un fum de țigară s-a dus până la furt din casă banii părinților, să-mi iau țigări, chiuleam de la liceu, deci toate astea practic ce
este în lume. Acum să vă zic cum s-a întâmplat să reintrăm în contact cu Daniela și cu Sorin, bineînțeles, și după aceea îi predau microfonul, să zicem așa, lui Sorin. Vedeți, Dumnezeu m-a folosit, tot pe mine, profesorul de la școala duminicală, pentru că, vedeți, a fost așa, Daniela este ca o responsabilitate pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o, pentru că după ani și ani de zile, eu nici nu mai știam cum arată Daniela, nici Daniela nu știu dacă mai știa cum arăt eu, ne-a maturizat, bineînțeles, au trecut vreo, cred că mulți ani, 15-20 de ani, nici nu mai știu. Da, cam așa. Cam așa, între 15 și 20 de ani au trecut și într-o zi, deși nu aveam nevoie de nimic, să-mi cumpăr nimic, totuși aveam pe inimă să intru într-un magazin. Mi-a venit mie așa deodată să intru în magazin să-mi cumpăr ceva. Un magazin de haine, hai să-mi cumpăr ceva. Gabriela, bă, dar ai de toate, nu că eu trebuie să-mi cumpăr ceva. Mă, ai de toate, nu înțelegea Gabriela ce se întâmplă cu poftele mele de cumpărături. O luasem pe cărări străine. Și Gabriela îmi spunea, mă, nu te duc, cheltui banii aiurea. Gabriela, lasă-mă că trebuie să ajung acolo. Mi-am luat niște chițibușuri, niște mărunțișuri, mă duc la casă, o văd pe Daniela. Șoc! Bine, Daniela, cred că m-ai șocată. Tu m-ai recunoscut? Da, te-am recunoscut, că te mai urmăream pe internet, mă mai uitam la live-uri. Dar în momentul când te-am văzut, mare frică ce m-a cuprins. Aolo! Da, îmi era o frică. Și știu că ai plătit ce ai cumpărat și apoi te-ai întors iarăși. Probabil că ai mai luat ceva, nu mai știu exact. Dar când te-am văzut din nou, am zis, mamă, ce mai vrea și ăsta de a venit încă o dată? Voiam să te întorc la Hristos. Slavă Domnului. Dar de ce ți-era frică de mine? O să vedeți mai târziu de ce mi-era frică. Atunci, pe un moment, nu am știut, dar... De atunci, din acel moment, înăuntru meu a început să lucreze ceva. Pare mi se că te-am chemat la biserică, parcă, nu? Da. Ți-am dat o carte de vizită. Da, am venit după vreo jumătate de an. Cam așa. De la invitație? Da. Tu vorbești serios? Da. Oh my God. Asta n-am știut. Și cam așa. Deci te-am invitat la biserică și după jumătate de an ai venit? Da. Wow. Așa, ia zi, Sorin. Ce s-a întâmplat, frate Sorin? În primul rând vreau să îi dau slavă lui Dumnezeu pentru harul acesta și vreau să vă binecuvântez pe toți cei care sunteți prezenți și toți cei care se uită la noi prin intermediul internetului. Fiți binecuvântați în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dar tu... Aleluia! Dar tu n-ai vorbit dintotdeauna așa. Cum? Așa... Așa, da, frumos să binecuvintezi oamenii, să... Vin dintr-o familie de creștini nepracticanți, adică fără să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și de la o vârstă fragedă am intrat în multe păcate, în multe lucruri lumești. Adică undeva de la 11-12 ani am început cu tutun, am început cu alcool, apoi, stând în anturaje de genul acesta, am început să am o vorbire foarte urâtă, spurcată. Uh-huh. Și, bineînțeles, am început să am un caracter așa mânios, eram foarte mânios. Apoi, cu timpul, am crescut și m-am dus în jocuri de noroc, adică pariuri, păcănele, cum le cunoaște toată lumea, unde am stat prins cam 15 ani. Aole. Iar în alcool și tutun, 24 de ani aproape am fost deci, prins. Deci, dependent de tutun și alcool, 24 da. De ani și de jocuri de noroc, 15 ani. Da, de copil. Cam de câți bani preconizezi tu că ai pierdut... Doar în jocuri de noroc. Ai cum să estimezi așa? Multe împrumuturi am făcut la bănci și instituții non-bancare, IFN-uri, da? Se numesc, pentru lucrul ăsta. Sute de milioane, pentru că săracii părinții mei au plătit în urma mea multe, multe bănci și multe popriri pe salarii am avut de-a lungul timpului. Sute de milioane, sute de milioane. Pentru că sunt 15 ani totuși, nu... Tutunul, alcoolul și jocurile de noroc, practic, ți-au mâncat banii timp de vreo 25 de ani. Da. Cam așa. Cam așa, 23-24 de ani. Și cum ai scăpat? Cum ai scăpat de... Hai să zic. De ce ți-a fost cel mai greu să scapi? Păi, de toate mi-era greu să scap, pentru că toate sunt unite între ele. Cum le zic eu, sunt surori. Așa. Adică, dacă fumezi, îți vine să bei și ceva. După ce bei și începi să...
Așa, vrei să bași pe la păcănele, vrei să curvești, vrei să faci o sumedenie de lucruri, o sumedenie de lucruri de păcate. Și nu pot să zic că ne-a fost mai greu să scap de un fel de păcat sau de altul. De toate. Dar am scăpat prin ajutorul lui Iisus Hristos. Aleluia. Când a venit în viața mea cu puterea Aleluia. Mare. Nu am scăpat eu, El m-a scăpat. Aleluia, ce frumos ai zis-o. Slavă Domnului Iisus Hristos. Cum ai scăpat de jocurile de noroc, de exemplu? Eram într-o zi de duminică, 23 mai 2021. Stăteam în pas, soția era tot la muncă. Și a venit o cercetare puternică peste mine din partea lui Dumnezeu. M-a cercetat cu privire la viața mea, cu ce fac cu viața mea. Aveam 35 de ani în momentul respectiv. Ajunsese la biserică, contact cu biserica, nimic? Nu, pur și simplu stăteai în pat și ți-a venit gândul. În pandemie, în momentul respectiv, când era pandemia, stăteam la Socri. Am stat 4 ani acolo și aveam o Biblie pe care o luasem de acasă, de la părinți. Dar niciodată nu o deschisese. Și am deschis-o tocmai după nu știu câți ani, în timpul pandemiei. Și am început să citesc din cuvânt. Soția, fiindcă te cunoștea, a început să-mi arate. Uite, vreau să-l vezi pe băiatul ăsta. Uite, eu am copilărit cu el, cum ai zis și tu. Și am văzut atunci o mărturie exact ca a mea. Era un bărbat care era prins în alcool, era prins în tutun, era prins în jocuri de noroc. Și da, am zis, da, ce să zic. Nu înțelegeam eu atunci ce însemna mărturia respectivă. Adică nu-L cunoșteam pe Dumnezeu cum îl cunosc acum. De fapt, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Exact. Și când a venit peste mine acea cercetare, v-am zis, m-a cercetat cu privire la viața mea. Ce fac cu ea? Că toți banii făceam praf. Trebuia să mint de multe ori, de foarte multe ori. Atâtea împrumuturi am făcut, atâția bani din urmă trebuia să dau. Și nu eram bucuros, nu eram fericit. Acolo am ajuns prin intermediul unui bilet, de exemplu. Da, un bilet la pareu, l-am câștigat. Și nu mi-aducea bucurie. Chiar dacă am câștigat, chiar dacă câștigam, băgam înapoi ce câștigam, băgam ce mă împrumutam, băgam salariu și mai luam și după la alții. Adică nu aveam nicio bucurie. În tot timpul ăsta erai și căsătorit cu Daniela. Eram căsătorit de 4 ani, da. Cum a fost cu Daniela? Cum e să trăiești cu un parior, să zic așa, în viața ta? Adică... Să vezi că tot ce are, împrumuturi, toți banii se duc în direcția. Ce era în inima ta? Foarte greu. De multe ori încercam să-i spun, potolește-te numai, că uite, pe atunci fata era mică, aveam nevoie de lapte praf, avem nevoie de Pampers, de tot ce trebuie pentru un copil, plus și noi, plus că stăteam la părinții mei și nu plăteam absolut nimic și toți banii se duceau pe păcănele. Era foarte greu. De fiecare dată îl simțeam. De fiecare dată când intra acolo, îl sunam și îmi răspundea foarte mânios, că din cauza ta am pierdut, că tu m-ai sunat. Da, diavolul mă făcea să mă enervez. Incredibil. Că aveam probleme cu mine. Întrebarea mea este în momentul ăsta, când vă ascult acum pe voi, oameni buni, oare câți oameni de pe pământul ăsta sunt prinși fix în mrejele astea? Adică noi ne uităm la oameni și vedem foarte normal, știi? Zicem, uite ce om normal și fericit. Dar eu cred că sunt sute și sute de mii de români prinși în patimile astea și exact așa, duși la sapă de lemn de păcat și de vicii. Eu cunosc foarte mulți. Mai tot cartierul făcea aceleași lucruri. Mm-hmm. Deci nu sunt câțiva. Da, da, da. Sunt foarte mulți. Sunt mulți. Ok, ați venit la biserică. Da. Am început să arunc, fumam, da? Și aveam, sunt niște aparate, mă rog, poți să fumezi și prin încălzire și mai multe modalități, nu doar țigare. Și am început să le arunc, am început să-mi arunc băutura, aveam multe sticle de băutură, am început să fac curat în viața mea. De pe zi pe alta, adică totul s-a întâmplat, schimbarea asta, de a doua zi, de pe 24 mai 2021. Adică nu a mai durat, nu știu, jumătate de an sau un an. Imediat a venit puterea peste mine și am început să fac curat în viața mea, să arunc tot ce nu mai era, să scot. Am zis, gata, nu mai vreau să vă băutură în viața mea, în casa mea. Sorin, ceea ce îmi povestești tu acum, mie mi-aduce aminte și fiți atenți cu toții, dragă biserică, fiți atenți. Voi vă aduceți aminte că de aici, din față, v-am condus de atâtea ori în rugăciuni și am spus împreună, Doamne, intră din apartament în apartament și cercetează-i pe oameni, vă aduceți aminte? Câți își aduc aminte de rugăciunea asta? Mâna sus.
Dumnezeu să o binecuvânteze. Uitați cât de importantă este, că noi mereu spuneam așa: Doamne, intră din casă în casă și fă-i să nu se mai simtă confortabil în alcool, în tutun, în curvii, în patim și în toată necurăția păcatului. Cercetează-i, Doamne, și adu-i la pocăință, pe calea ta. Amin. Și uite că s-a întâmplat, slavă Domnului. Deci a început imediat cum Duhul Sfânt a coborât și exact așa ne rugam și ne rugăm. Duhul tău cel Sfânt să intre din casă în casă. A venit Duhul lui Dumnezeu peste tine într-un apartament acolo din drumul taberei, de pe unde da, erai? Drumul taberei, în și ai simțit deodată puterea asta care te ajută să scapi. Da, i-am dat, zice soția, dă-mi băuturile astea să le duc pe la colegii ăștia mei pe la muncă. Le-am dat și a doua zi, când urma să le ia pe celelalte, pentru că aveam multe, i-am zis, stai puțin, că în cuvânt spune că beție e păcat. Dacă e păcat, de ce să le dau lor băutura asta să păcătuiască și ei? Și pe toate celelalte le-am aruncat la chiuvetă, adică le-am desfăcut pe toate și le-am vărsat la chiuvetă. Foarte tot ce aveam, da, tot ce ați aveam. Ați îmbătat o grămadă de pești. Poftim? Ați îmbătat o grămadă de pești. Ok. Ok, hai să vedem că s-a întâmplat ceva miraculos. Trecem din nou la Daniela. Da. S-a întâmplat ceva miraculos în viața Danielei. Ați venit la biserică și ați constatat că peste Daniela e ceva. E o legătură, e ceva ce nu-i dă pace. Cum ați conștientizat ce s-a întâmplat acolo de ați... V-ați dat seama că Daniela este legată de ceva? Nu-i convenea schimbarea mea. I-am spus că vreau să mă schimb. Și ei zis, nu-i convenea. Nu-i convenea. Mi-a zis în felul următor, i-am zis, dacă tot vrei să scapi de tutun și de pariuri, de fapt, nu de tutun și de alcool, renunță și tu la fumat ca să mă ajuți. Și în momentul ăla a zis un lucru care m-a marcat și nu l-am uitat până în ziua de azi, mi-a zis, nu renunț la tutun pentru tine. Și atunci am început să ne certăm oarecum. Și atunci a avut o ieșire pe care nu am mai văzut-o niciodată la un om. Avea ochii foarte sticloși și se uita urât așa, foarte încruntată la mine. Și eu i-am zis, ce te uiți la mine cu ochii așa de drac? Și a zis, eu drac? Și atunci a început să vorbească singură, s-a dus în baie, s-a închis acolo, s-a băgat în cadă și tot timpul zicea, eu zic că eu sunt drac? Eu să fiu drac? Nu sunt eu drac? Nu sunt drac. Numai așa făcea. Deci pur și simplu în continuu spunea lucrurile astea. Wow. Și eu ascultam la ușă. Și în timpul ăla, aia, când a venit acasă, m-a găsit, citeam Biblia în bucătărie. Și nu mai puteam să mă concentrez și zic, bă, ce o avea, ce s-o fi întâmplat cu ea? M-am speriat foarte mult, pentru că niciodată n-am văzut, până în momentul ăla, n-am văzut o exteriorizare. Deci, demonică. Recapitulăm. Tu nu realizezi ce forță demonică drăcească este peste tine până când nu începi să lupți cu viciile și păcatele din viața ta. N-ai cum să-ți dai seama. În momentul în care tu începi să faci curat în viața ta, încep să se agite lucrurile alea negative, spiritele, demonia care te-au stăpânit și te-au exploatat. Pentru că, nu intrăm în detalii, dar știți foarte bine că dracii n-au trup, dar trăiesc prin trupurile oamenilor și se hrănesc din trupurile astea, oamenilor, și Biblia ne spune lucrul ăsta în Matei 12, citiți, nu intrăm acum în pasajul ăsta. Deci deodată Daniela începe să vorbească singură, domnule, nu sunt drag, nu sunt drag, nu sunt drag. Ce s-a întâmplat? Cum a continuat treaba? După aia am încercat să o împac. Fiind speriat, nu știam ce să fac, am zis, băi, gata, trebuie să... O fi zis că a început cearta asta pentru că am ridicat eu tonul. Și apoi m-am gândit, mi-am adus aminte că ea mi-a povestit că mai ține legătura cu o soră de-a ta. Și am zis, uite, eu vreau să mergem la biserică. Mai ai contactul surorii lui Toni? Și a zis, da, mai vorbesc cu ea. Și am zis, acum, vreau să-i scrii și să o întrebi unde este biserica. I-a scris și imediat a și răspuns sora ta, Dana. Și apoi, în prima duminică, am și venit. Am venit acolo unde era biserica, la Mihai Eminescu. Acolo, de acolo am apărut noi. Da, da, da. Tot aici, la Romexpo. Da, tot în Romexpo, dar într-o altă locație. Da. Cum a fost sora Daniela? Atunci când am intrat în biserică, am plâns tot programul. Mă abțineam cu greu să nu plâng, să nu mă vadă lumea, dar totodată aveam și o teamă în mine. La sfârșit, atunci a fost în duminica aceea, a fost și binecuvântare, a fost și botez și Sorina a zis, gata, vreau să mă botez și eu. Și am rămas așa un pic uimită. Și la sfârșit am venit, am vorbit cu tine, am spus, l-ai trecut pe listă și am plecat acasă.
Uh-huh. Următoarea duminică știu că n-am putut veni la muncă și știu că în zilele alea, într-o zi, eram după amiază la muncă, era spre seară, spre sfârșitul programului și m-a cuprins așa o teamă încât știam că în momentul când voi ieși de la muncă, voi muri. Wow! Simțeam că efectiv până acolo a fost. Și m-au văzut colegii foarte palide și a zis, du-te un pic în spate, stai puțin, ia o gură de apă. Și era atunci... o bătălie pentru sufletul tău, pentru veșnicia ta. Da. Și am vrut, ți-am scris un mesaj, cred că l-am scris și l-am șters de vreo 20 de ori, că n-aveam curajul să-l trimit. Și am zis, Doamne, dacă Tu chiar mă vei ierta și vei face o schimbare în viața mea, fă ca fratele Toni să-mi răspundă la mesaj. Știam că ești foarte prins și răspuns mai greu. Și fix în, după un minut, cred, am văzut că scrie punctuletele acelea. Și am spus atunci, slavă ție, Doamne, înseamnă chiar vrei să faci o schimbare în viața mea. Wow! Și chiar ți-am scris? Da, am scris. N-au fost doar punctuletele. Uneori mai scriu și uit să trimit. După 6 luni descoper că eu am scris mesajul, dar nu l-am și trimis. Slavă Domnului că l-am și trimis. Și ai revenit la biserică, Daniela, da? Da. Eu mi-aduc aminte că ai venit la biserică într-o duminică și ai venit la mine hotărâtă, așa, foarte hotărâtă și mi-ai zis, mi-e frică de tine. Îți aduci aminte? Și ai mai zis că ți era frică de cine ți era frică când trecea? Fratele Florin Miu. De Florin Miu. Era frică când treceam pe lângă tine. Ce se întâmpla? Ce era de fapt în tine? Ce s-a întâmplat? Nu aș putea să explic. Dar era o bătălie. Simțeam ceva că se zbătea în mine. Uh-huh. Efectiv, simțeam... nu știu, mă simțeam... închisă undeva într-un colțișor și restul nu mi-aparținea. Dar oare bătălia asta pentru tine nu era atât de mare și pentru faptul că tu ai fost cândva copil de Dumnezeu, fiind fiica unei femei sfinte, o femeie extraordinară, mama ta o cunosc, slavă Domnului, și eu cred că diavolul urlă foarte puternic și asta am spus-o de foarte multe ori, diavolul vrea să facă trofee din copiii sfinților. Trofeele lui. Și s-a purtat o bătălie acolo, era ambiția diavolului de a te... De, nu putea să creadă că te va pierde. Și vreau acum să intrăm în momentul... Eu m-am rugat pentru tine atunci, mi-aduc aminte, m-am rugat pentru tine în momentul în care ai venit și mi-ai spus că ți-e frică de mine și au fost niște momente de eliberare, da? Au fost niște momente de eliberare, dar au mai urmat. A urmat un moment, fiți atenți aici, unde, aici e cireașa de pe tort, unde, frate Sorin, s-a întâmplat apogeul, să zic așa, al exorcizării? Cum a zis soția, în prima duminică când am venit, a fost botez, am simțit foarte puternic că trebuie să-L urmez și eu pe Hristos. Am tu citisei în Biblie despre botezul adevărat? Despre botezul? Am început cu Matei și acolo spune și am văzut. Ai văzut, ok, foarte important că ai văzut lucrurile astea. Am văzut și au fost foarte multe persoane. Biblia, traducerea ortodoxă. Da, da, așa am început, cu traducerea ortodoxă. Ok, ok, traducerea... Da. Am ajuns la cea... Nu contează, ai citit traducerea ortodoxă și în traducerea ortodoxă... Este la fel, eu le-am comparat între timp și sunt doar vorbirea. E o vorbire mai veche și mai greu, e atâta tot. O traduceam cu textul, ca să înțeleg anumite cuvinte. Da, da, e același lucru, același lucru. E același lucru. Nu e nicio diferență. Uitați, da, ascultați bine, da, aceeași chestie. Ok, ai înțeles din traducerea aia folosită de ortodox că trebuie să te botezi la maturitate. Da. Ai venit, ai cerut botezul și ce s-a întâmplat? Am venit la tine, mi-a făcut cunoștință soția, ți-am spus că vreau să mă botez și mi-ai zis, vină joia următoare la inițiere. Am venit și acolo am întâlnit un frate drag care mi-este și bun prieten, Dumnezeu l-a adus în viața mea, care, nu întâmplător de fapt, stă la un bloc de mine. După 2 zile de acea joi, ne-am întâlnit în magazinul blocului. Eu la parter am un shop and go. Și m-am întâlnit cu el în magazin acolo. Și am rămas surprins. Sorin, zic, da, tu ce faci aici? Și zic, păi aici stau, păi și eu stau aici.
Și zice, păi nu vrei să vii următoarea joi cu mine la catecheză, să mergem amândoi, să plecăm amândoi odată. Și am zis, cum să nu? Și peste cât 5 zile am venit a doua oară la inițiere. După ce ne-am întors, am mai stat puțin de vorbă la bloc acolo, să mă mai învețe, să mai îmi spună, să mă învețe mai cu deamănântul. Calea Domnului, exact. Început. Fratele Daniel. Fratele Daniel Năstase, da? Da. Și mă sună soția și îmi spune, mai e băiatul ăla cu tine? Și zic, da, este cu mine. Și zice, ține acolo că trebuie să vorbesc cu el. Și a zis, bine, hai că îi spun. I-am spus, a zis că stă. Iar mă sună soția. Mai e băiatul ăla cu tine? Și zic, da, dragă, este cu mine. Ce s-a întâmplat? Spun, neapărat trebuie să vorbesc cu el, să-i spui să nu plece, te rog eu. Scuză-mă că te întrerup ca să înțeleagă toată lumea. În momentul când mi-a povestit de fratele Daniel, eu am simțit un gând foarte puternic că trebuie să merg la fratele respectiv să se roage pentru mine. Și eu asta îmi doream foarte mult și de aceea eram foarte insistentă. Wow. Da, a mai fost o întâmplare înainte de acea joi, la magazinul blocului acolo. De fapt, în ziua în care ne-am întâlnit, mi-a zis fratele respectiv, fratele Daniel Stase, poți să mai rămâi puțin să vorbim? Și zic, hai că rămân. Și nu mai ieșea. Când iese cu vânzătorul, cu casierul, de fapt, afară. Era un băiat tuns și vopsit în nu știu câte culori, cu tot felul de tatuaje și îi vorbea despre Dumnezeu. Și îi zice, vrei să mă rog pentru tine, băiatul respectiv? Și eu am rămas așa. Nu mai văzuse niciodată să se roage cineva în public sau și cu așa putere să vorbească despre Dumnezeu și curaj. Că de obicei oamenii se cam feresc să vorbească despre Dumnezeu. Ăștia sucenicii bisericii profide, să știi. Oameni de ăștia creștem. Și apoi a început să se roage și a început să se roage în limbi. Opa. Și eu nu știam, bineînțeles, de așa ceva. Nu ajunsesem până acolo, în Biblie. Și am rămas așa, zic, bă, ce zice ăsta aici, mă, ce cuvinte s-a astea, mă? Persoana respectivă râdea, făcea, era așa cu țigarea și dintr-o dată începe să se schimbe și s-a lăsat așa pe geamul, el era sprijinit pe geamul de la magazin și a început să se prelingă pur și simplu așa și și-a aruncat așa țigarea și stătea așa acolo. Și zice, bă, frate, nu știu ce mi-ai făcut, dar mi se părea funny, dar acum nu mi se mai pare. Da, era amețit, era... Și pe mine m-a impactat lucrul acesta și am povestit soției. Și de asta ea m-a sunat și mi-a spus că neapărat trebuie să vorbesc cu băiatul respectiv. Aha. Simțea, cum a zis și ea, că trebuie să vorbească cu fratele. Și la un moment dat, revenim la acea noapte. Era undeva la ora... 11:23, era seară. O văd că vine, o văd așa din departare, alerga, dar nu mai putea. Și zic, Daniela. Ce o avea, da, soția. Zic, bă, ce o avea, mă, de alerga așa, ce s-a întâmplat cu ea? Abia, na, când a ajuns, gâfăia, făcea ca toate alea. Și zice, îi fac cunoștință cu fratele Daniel și, intrând în vorbă, a început să o întrebe anumite lucruri. Tu... cum ești cu Dumnezeu, ca la catecheză, ca la pregătirea de botez. Așa. Da. Tu erai botezată, Daniela? Da. Erai. A, încă un aspect foarte important. Daniela era deja botezată când ea a făcut toate păcatele astea. De-aia și, vedeți, peste legământul cu Hristos, ea adăuga prin păcat legământul cu diavolul. Și era o bătălie pe legăminte, pe pacturi, să zicem așa. De-aia și greutatea Danielei de a se întoarce la Hristos, diferită față de a lui Sorin, înțelegeți? Haideți să vedeți. Ia zi, Daniel, zi că îmi place. Apoi... Se aude? Se aude. Apoi, fratele Daniel a început să o întrebe, dar ce s-a întâmplat cu tine, cu trecutul tău în biserică, ce s-a întâmplat de nu mai vii? A început să-i povestească și la momentul dat o întreabă, îi spune, dar tu simți ceva noaptea, ai... o prezență, simți vreo prezență, ceva, sunt probleme cu tine? Și a spus, zice, da, noaptea mă apucă o frică, o groază teribilă și am impresia că tot timpul sunt urmărită de cineva, că cineva se uită la mine, simțea o prezență demonică. Mi-era atât de frică încât îmi era frică să merg singură până la toaletă sau să beau un par de apă, simțeam că ceva mă urmărește și aveam vise urâte, exact cum sunt filmele de horror, nu puteam să mai dorm, ajunsesem să dorm o oră, două pe noapte, maxim. Dimineața mă duceam la muncă, deci eram foarte chinuită. În ritmul ăsta înnebuneai, crede-mă.
în ritmul ăsta, diavolul te nebunea. Și știm multe cazuri. Continuă. Și apoi fratele îi spune, trebuie să vii la biserică ca să ne rugăm împreună cu frații pentru tine. Dar îi spun eu, auzi frate, dar nu vrei să faci o rugăciune de aia de-a ta? Da, eu ziceam de băiatul ăla, da, da, da. Să se lași eu pe îngă. Cum a căzut ăla pe vitrină, da. Da, da, da. Și el spune, păi și unde aici? Păi zic, hai mai încolo, așa, uite, am văzut un pom. Da. Eram așa, între niște străduțe, între niște blocuri, și zic, hai acolo, pe iarba aia. Și mergem noi și când ajungem, era la vreo 20-30 de metri. Și când am ajungem acolo, zice soția că nu prea mă simt bine, zice, sunt amețită, ține-mă și pe mine. Și am luat-o așa, stăteam în spatele ei și am luat-o cu brațele pe după bazin, uh-huh, și îmi ținea mâna. Și când i-am luat mâna, făcea foarte rău, așa a început să facă. Tremura foarte tare și zic, bă, ce avea, mă? Rămăsesem uimit. Vrei să spui ceva? Da. Toate astea au pornit în momentul când fratele m-a întrebat, vrei să mă rog pentru tine? Și în momentul când am spus da, și un da foarte hotărât. Voința. Da. În secunda aceea m-a luat o amețeală, simțeam că mă dau într-o învârtitoare, wow, foarte tare. Și de atunci am început să tremur. Wow! Ia zi, Sorine! Și apoi fratele a dat drumul la rugăciune și a început să se roage în alte limbi și imediat demonii s-au dat pe față. Nu mai era soția mea, nu mai era aceeași persoană, era total diferită. Îi preluaseră mișcările, dar Dumnezeu a permis doar mișcările capului. Adică nu punea forță, da, în brațe. Și vorbirea, schimba vocile mai subțiri, mai groase, ne înjura, ne amenința. A durat procesul acesta undeva la o oră jumătate, două. Atât am stat acolo. Incredibil. Adică n-am stat 5 minute. Am stat o oră jumătate, două între blocuri. Wow. Și el se ruga într-una și eu o țineam de la spate. Mi-era atât de frică de... Îi țineam fruntea între omoplații. Pentru că nu vreau, demonii încercau să aibă contact cu mine prin ochii ei, ca să mă descurajeze. Intimideze, da. Și eu îmi pusesem fruntea între omoplații ei și ziceam și eu ce știam și eu, Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești Domnul meu, Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești Domnul meu. Nu știam mai mult. Și fratele se ruga. Două ore. Da. Două. Și vă dați seama, am rămas impactat. Pentru că eu în lume am fost un iubitor de filme horror și ce văzusem eu în filmele horror se întâmplau pe viu pe soția mea. Și a fost foarte greu, foarte greu. Dar a venit și poliția, parcă, nu? A venit la sfârșit, când Dumnezeu a vrut să pună capăt acelei serii, pentru că a mai urmat după aceea, adică a doua zi, eliberarea completă a fost aici la Biserica Profides. Uh-huh. A venit poliția, dar vreau să mai spun un amănunt foarte important în timpul exorcizării. Treceau foarte mulți oameni pe trotuarul de alături, la, nu știu, nici până la baptistier, până la scări, și niciunul nu se întorcea. Deși fratele Daniel se ruga de să auzea în trei cartiere, dar nimeni nu se întorcea. Ena. Deci nu, pur și simplu mergeau cu câinii sau mergeau... Ce-s nebuni ăștia acolo? Nu se întorcea nimeni. Incredibil. Nu auzea nimeni. Pur și simplu erau surzi. Ai, mă dăt. Acolo. Și incredibil. Lângă noi, în dreapta, țin minte. Dumnezeu voia să-și facă lucrarea. Da, 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 pentru că trebuia să ajungă la o eliberare anume. Wow. Trebuia să-și ducă până la capăt lucrarea și nu a lăsat pe nimeni să intervină. Mă uitam tot timpul, era blocul chiar unde este parapetul acesta și era un geam deschis. Și tot timpul mă uitam, era și lumina prinsă. Și mă uitam, bă, trebuie să iasă cineva pe aici, pe geamul ăsta. Nu a ieșit nimeni cât a stat acolo. Și poliția la un moment dat a venit și ne-a întrebat, da, fiți atenți ce ne-a întrebat, știți ceva, am fost anunțat că țipă un bărbat pe aici. Deci, da, de asta au venit ei. Îți dai seama, vă dați ce voce avea Daniela de a auzi bărbat? Da, foarte tare. Ce voce schimbase dracea aia. Și... am zis, nu știm. Ok, a zis să plecăm de acolo. A zis, că nu, că Daniela nu era bărbat. noi ne gândeam să nu cumva să creadă că eram doi bărbați. Ea era și descălțată. În timpul descălțasem pentru că îi suflaseră picioarele, adică nu mai putea să stea. Și noi ne gândeam să nu zică poliția ceva, cum că cine știe ce facem acolo. Aha. Și atunci am plecat. Și apoi am venit a doua zi, era o seară a Duhului Sfânt,
Wow, wow. Stăruință după Duhul Sfânt. Și atunci eliberarea a fost completă. Aleluia, glorie lui Iisus Hristos. A mai durat câteva minute aici. Wow, wow. Ții minte că erai tu, frate Pastor, și încă 8 slujitori și lucrarea a fost definitivă și de atunci, slavă Domnului, ea a rămas o ființă nouă. Slăvit să fie Dumnezeu, glorie lui Iisus. Astăzi amândoi sunt slujitori în Biserica Profides. Slavă Domnului! Amin! Fratele Sorin este împreună cu fratele Daniel la ucenicizare pentru inițiere în creștinism și catecheză, da, pregătirea pentru botez. Și Daniela, tu ești implicată la copii? Da. Da, la copii? La școala duminicală. Poftim? La școala duminicală. La școala duminicală și în toate lucrările de prin Biserica Profides, oamenii aceștia sunt buni la toate. Iată cum Dumnezeu reabilitează. Îmi spuneai, Sorine, că vreo 5 luni ți-a fost greu să dormi cu Daniela. Mi-a fost foarte greu pentru că ea a făcut foarte urât. Demonii din ea ne amenințau și îi spuneau fratelui Daniel, o să te omor. O să te omor, și se întorcea spre mine și zicea, și pe tine o să te omor, știu că ți-e frică, dar o să te omor. Și la un moment dat spuneau lucruri pe care numai ei le cunoșteau. Au spus, mama ei se roagă și ne arde. Deci o știau, wow, pe soacra mea, wow, că avea putere în lumea spirituală. Wow. Dar așa spuneau, mama ei se roagă și ne arde, mama ei se roagă și ne arde. Adică nu, vorbeau pur și simplu cu totul altceva. Nu legat de noi. Ne incredibil. Făceau și pe noi în toate felurile. Vedeți cât contează rugăciunea. Mi s-a zburit toată carnea. Mama ei se roagă și ne arde. Să nu credeți că rugăciunea n-are efect. Iată ce putere are rugăciunea. Glorificat să fie Dumnezeu. Amin, amin. Aleluia. Mare este Domnul. Apoi ne-am dus acasă. A mai stat fratele cu noi cam o oră. Că eram, vă dați seama, eram alb ca tavanul. Și a plecat. Și am rămas eu cu soția și ea a căzut într-un somn, pur și simplu a fost extenuată în urma eliberării, pentru că au fost multe duhuri, timp de o oră jumate, a fost o manifestare foarte puternică și eu stăteam lângă ea în pat și mă uitam tot timpul așa lângă ea. Mă uitam pentru că eu mi-imaginam filmele alea horror pe care le știam eu și mă gândeam că o să se întoarcă așa dintr-o dată spre mine. Și o să înceapă să... Mă gândeam că merge pe tavan, că o să facă tot felul de lucruri. Cam 2 zile nu am mai dormit. 2 zile n-ai dormit? Dar n-am putut să mai dorm. Am fost foarte speriat. Și da, 5-6 luni mi-a luat ca să-mi revin complet. Tot timpul am avut, ca să zic în ghilimele, o mică traumă în urma acestei experiențe. Incredibil. Adică aveam tot timpul o frică. Aveam tot timpul când mă duceam la baie și mă spălam... Mă grăbeam foarte repede să-mi dau cât mai repede cu apă în cap. Să nu închid ochii, să... Da, nu fii mult ochii închiși. Este adevărat, da. Vine Daniela. Da. Nu, mă gândeam că o să apară ceva. Sunt și filme horror în care au astfel de faze, chiar în duș, și îmi imaginam exact fazele respective. Da, Dumnezeu m-a trecut prin chestia asta ca să mă întărească. Și te-a pregătit și tu la rândul tău. Exact, asta vreau să spun. Ai participat la foarte multe exorcizări în Biserica Profides și slava lui în Dumnezeu, momentul la de 10. Contrar cu ceea ce se vorbește pe internet, că aici este o lucrare falsă, cum că de aici se propovăduiesc erezii sau că nu există, demonii sunt reali, există și de la acest anvon se propovăduiește doar adevărul. Glorie doar lui Biblia, Iisus. Scriptura. Glorie lui Iisus. Demonii sunt reali și numele lui Iisus ies toți. Soția mea a fost eliberată în numele lui Iisus Hristos. Când fratele poruncea demonilor, ei se supuneau, erau foarte vocali și când îi ziceau numele lui Iisus Hristos îți poruncie să taci, făceau așa. Se blocau. Atât făcea. În numele lui Iisus Hristos îți poruncie să ieși. Și făcea ca și cum vomita și s-a plecat până la pământ, dar nu ieșea nimic. Da. Dar căsca gura mare. Duhul. Da, ieșeau duhurile, nu vedeam nimic cu ochii noștri de carne, suflarea. Dar el, duhurile ieșeau. Ba chiar le spunea, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să spui numele. Și spunea un nume, într-o limbă pe care noi nu o cunoaștem. Dar toți făceau același lucru, toți se supuneau. Dar numai la un singur nume, Iisus Hristos. Noi știm asta că se întâmplă foarte des în Biserica Profides și iată, slăvit să fie Dumnezeu, Domnul eliberează de dragi și astăzi și... Iată semnele care îi vor însoți pe cei ce cred. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi,
în numele meu vor fi protejați în orice circunstanță din aceasta. Dragă familie, am ajuns la final cu timpul nostru. Aveți o mărturie superbă, aveți o mărturie extraordinară și în spatele mărturiei stă și o confirmare de 3 ani de credință, da, pocăință și trăire.